dau scurt cuvântul Mihail Dedeoglu, care, după ce ne va spune câteva cuvinte despre carte, o să înceapă un tir mic de întrebări. Minus cu tine, mulțumesc foarte mult, doamna Pavanescu. Deci, ca să revin și eu puțin asupra acestei povești, s-a spus deja că veți descoperi un roman senzual și poetic. Eu aș mai spune că veți descoperi un roman surprinzător, dar și foarte uman, populat, cu personaje, unele, aș spune, chiar fantastice. Această fată tânără, Miyuki, care cunoaște lumea doar prin intermediul poveștilor soțului ei, este deci la începutul romanului, este soția unui pescar care pescuiește crapi foarte frumoși, cei mai frumoși crapi pe care îi păstrează într-un ios, pe care apoi trebuie să-i ducă acest drum de 400 de km până la curtea împăratului Japonii, unde nu sunt lucrați, păstrați în alte iasuri pentru frumusețea la problema este că la moartea soțului ei ea trebuie să preia această muncă pentru a supraviețui, dar și pentru onoarea satului din care vine. Sunt rare personajele de genul acesta, feminine, foarte tinere, care li se întâmplă asemenea aventuri, cum veți găsi în biroul pentru Crăciun și Iazul. Eu știu de la Lidia Jocor că este un roman care pentru a cărui scriere i-a trebuit 12 ani. Un personaj feminin care cred că s-a construit în timp și cred că prima mea curiozitate este referitoare strict la această Miyuki, despre care vorbește în continuare. Lidia Jocor, atunci când vorbește despre bioul pentru Grădini și Iazuri, nu-l pomenește cu titlul sau în franceză. Îl pomenește cu Miyuki, ca și cum ar avea așa un fel de poreclă a romanului. Deci, în continuare, acest personaj pe lângă care a stat timp de 12 ani până când a reușit să-l pună pe hârtie, trăiește alături de el și eram curioasă cum l-a construit și prin ce aventuri l-a făcut să treacă. C'est très vrai que j'ai passé 12 ans à vivre avec cette petite japonaise. Elle n'a pas grandi, elle est restée au même âge tout le temps. Et je l'ai considérée comme si elle faisait partie de la famille, comme si elle habitait dans la maison. Mon bureau est sous les toits, tout en haut de la maison. Et le soir, quand je descendais, j'ai trois garçons, trois fils. Ils étaient là, ils me demandaient comment va Miyuki aujourd'hui. Pour eux aussi, elle était devenue quelqu'un qui faisait partie de la maison. Pendant ces 12 ans, il m'est arrivé plus que d'habitude de manger des sushis et des sashimi pour savoir le goût que ça avait dans l'oreille. Si j'étais Miyuki, j'aurais bien aimé être Miyuki, pas pour le plaisir d'une transgression, de passer du sexe d'homme à celui de femme, mais pour être dans le cerveau d'une fille aussi volontaire, aussi courageuse. Vous savez, elle transporte les carpes, elle est à pied, son voyage, elle le fait à pied, elle transporte les carpes au bout de deux perches de bambou, une sur chaque épaule, et au bout des perches, il y a des espèces de nasses, de paniers imprégnés de terre glaise, pour que l'eau reste, c'est très lourd. Et le bambou, les perches sont en bambou. Le bambou, c'est très beau, c'est brillant, mais il y a des nœuds, vous savez, de temps en temps, sur la perche. Vous imaginez le nœud sur l'épaule nue qui frotte comme ça. À chaque fois qu'elle fait un pas haut, la perche descend, le nœud arrache un peu de chair. C'est terrible. J'ai fait une expérience pour voir. Pendant un quart d'heure, c'est intenable. Et je suis un vieux sanglier plutôt résistant. Elle, petite femme frêle, fragile, elle supporte ça. En plus, elle ne peut pas dormir. Parce que si elle s'endort, eh ben, on risque de lui voler ses cartes. Et si elle perd ses cartes, c'est tout son village qui va être puni. Elle ne rapportera pas l'argent.
Donc cette petite Miyuki, pour moi, elle est plus qu'un personnage de roman, elle est une héroïne au sens propre du mot. Elle est une sorte d'héroïne, c'est elle. C'est vrai que de tous les personnages féminins que j'ai pu raconter dans mes livres, Miyuki, elle a une place à part. Je suis sûr qu'elle existe quelque part en vrai, Miyuki. Et je me dis que le jour où je retournerai au Japon, peut-être que la rencontrerai au détour d'une rue, dans le Shinkansen, le train à grande vitesse, je la reconnaîtrai à son regard fendu et puis à la volonté qu'il y a dans ses yeux. Enfin, je suis un peu amoureux de mon personnage et c'est comme ça, je crois, qu'on peut écrire un livre, c'est si on aime le personnage qu'on s'est choisi. Cu mica japoneză, cu Miyuki, care răspunde din fiecare pagină a cărții mele, ea a trăit cu mine ca și cum ar fi făcut parte din familia mea, a trăit în aceeași casă cu mine. Eu am un birou sus în casă, sub acoperiș și seara când cobor din biroul meu, când coboram în timpul celor 12 ani, băieții mei, am trei băieți, m-au întrebat de fiecare dată ce face Miyuki, ce-a mai făcut Miyuki astăzi. Deci pentru mine era cineva real, cineva care trăia în aceeași casă cu noi. E adevărat și că în timpul celor 12 ani am vorbit mai mult ca de obicei de sushi și sashimi, pentru că am vrut să știu care este gustul pe care îl are Miyuki, ce simte ea când mănâncă pește, aș fi vrut să fiu în ea. Și asta nu pentru a trece de la condiția mea de bărbat la condiția de femeie, ci cumva pentru a mă afla în mintea acestei fete acoperite și foarte curajoase. Gândiți-vă puțin ce-ar fi însemnat pentru personajul meu să poarte pe un aer o cobiliță din bambus cu doi saci foarte mari cu apă în care transporta crapii pentru 400 de kilometri. Ea era desculță, era o fată fragilă, apa aceea din coșurile de bambus era foarte grea cu crapii înăuntru. Deci, ceva foarte dur, bambusul acela este ușor, dar are nodul. Imaginați-vă ce înseamnă să mergi 400 de km pe jos de scurți cu două coșuri mari de bambus în spate și să ții pe acele noduri în carne la fiecare pas, în umericoi. Eu am încercat să fac acest exercițiu timp de 15 minute ca să văd ce ar însemna asta. A fost îngrozitor pentru că bambusul pur și simplu îți smulge carnea de pe lume. Și eu îmi spune Didier de Foas, ministrați-vă prin, că când Miyuki era doar o fată tânără și fragilă. Ea în același timp, ea nu poate să doarmă, pentru că este frică să nu-i fură cineva crapii, asta însemna o mare dezonoare pentru satul ei, care ar fi pedepsit, dar în același timp ar însemna și lipsa banilor necesar crapiului. Deci, Mica Miyuki este un personaj eroi, la propriu. Ea este nu numai eroina cărții mele, este și eroică în sine și dintre toate personajele feminine pe care le-am scris, Miyuki este de departe preferata mea. Cred că ea există realmente undeva și atunci când o să mă întorc în Japonia, o să o întâlnesc fie la colțul unei străzi, fie poate întreagă prin tren de mare viteză, dar o să o recunosc după privirea ei, după ceea ce se află în ochii ei și cred că da, sunt puțin îndrăgostit de Miyuki și am rămas așa și după ce am terminat de scris. A doua observație pe care aș vrea să o fac foarte rapid și poate domnul Didier Ocon să o comenteze este că este un roman în sensul în care mirosul este extrem de prezent și am măsurat aici talentul traducătorului Doru Mareș pentru că a trebuit să facă apel la o paletă extraordinară de simțuri ca să ne transmită tot ceea ce autorul a vrut să ne spună. Mă așteptam la o Japonie asertizată, în care mirosurile să fie frumoase, să lasă, nu știu, numai la petale de cireș, de trandafiri și de alte lor. Ei bine, nu veți găsi lucrul acesta. Există un caracter primar și primitiv, aș spune, de foarte multe ori, și poate că o reconciliere cu simțurile și cu mirosurile o formă de autenticitate a unei epoci care este de mult apusă, pentru că vorbim despre secolul al XII-lea și aici aș dori un final.
pense que le, l'odeur, pas le parfum, l'odeur, est un des éléments les plus importants de la sensualité. Moi, j'ai dû être chien-chasse autrefois, parce que j'ai un gros nez, donc il me sert à quelque chose. Je suis terriblement sensible aux odeurs. Je peux repérer les champignons, rien qu'en marchant dans une forêt, sans les voir, s'ils sont cachés sous des feuilles, je les sens. Pareillement, certaines algues au bord de la mer. Enfin, j'ai une sensibilité aux senteurs qui est extra développée. Certains médecins l'ont dit, on peut faire des tests, oui, mais c'est incroyable. À tel point que quand je suis enrhumé, je perds le sens de l'odorat, je ne suis plus rien. Je suis l'être le plus malheureux du monde. Donc je rêvais d'écrire un livre dans lequel ce sens de l'odorat serait primordial. Pas parce que l'héroïne sent plus que d'autres, mais parce que le monde dans lequel elle évolue est un monde de senteurs. Pour le Japon, de cette époque-là en particulier, est effectivement un monde de senteurs. Les senteurs beaucoup plus barbares que celle d'aujourd'hui, et c'était un monde qui sentait fort, et qui sentait bon. Une abondance de fleurs, une abondance de feuillage froissé, la terre sous la pluie émergeant des vapeurs et des odorants, et l'emploi de l'encens dans la plupart des foyers. Tout le monde avait sa petite pastille, son petit tube d'encens à faire brûler. Et dans l'amour, parce que c'est une chose importante, dans la même aujourd'hui, le Japon est tout sauf aseptisé. Tout sauf aseptisé. Il y a eu des scandales à partir de certains fantasmes d'hommes. Vous savez, les fameuses petites culottes les plus âgées que vous pouvez acheter dans des distributeurs automatiques. Bon, ça a disparu, mais c'est quelque chose qui avait été très important. Les Japonais aiment passionnément les senteurs. Si vous allez à Tokyo au marché aux poissons, vous comprendrez pourquoi. On a l'impression que les poissons sont dans la glace, mais malgré tout, ils exhalent, on a l'impression de sentir l'océan. C'est vraiment... Alors moi, ça m'a fasciné, ça continue de me fasciner, et j'espère que je peux partager, parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus aseptisé, c'est dommage. Je crois qu'il faut laisser monter en puissance les odeurs vraies. Il m'arrive de prendre dans mes mains un petit oiseau qui est tombé du nid, etc., parce que j'habite à la campagne. Un petit oiseau, ça sent très très bon. Et c'est une odeur qu'on ne connaît plus. Qui a déjà senti un petit oiseau? J'ai un chat, qui est une petite chatte, qui est hyper propre. Je trouve qu'elle a un parfum d'innocence qui est exceptionnel. Je crois que je reconnaîtrai quand elle se pose quelque part, je sais qu'elle est passée par là. Voilà, je ne vais pas épiloguer longtemps sur ma passion des odeurs, mais j'ai la passion des odeurs. Et dernière chose, je n'ai pas d'odeur ennemie. Aucune odeur ne me rebute. À partir du moment où elle est une odeur, elle a le droit de vivre. Même si des gens ont le droit de dire, ça sent mauvais ce truc. Moi, je ne trouve pas. En tout cas, ce truc a le droit de sentir ce qu'il sent. C'est le fond de libération des odeurs. Pentru că
noastră este făcută din mirosuri. Este o lume foarte veche în care mirosurile erau mult mai puternice și mult mai brutale decât în ziua de astăzi, dar o lume în care mirosește foarte frumos în feluri neașteptate. Gândiți-vă la abundența de frunze uscate, înmăcinate de vânt, la pământul sub stropii de ploaie care scoate aburi, la mirosul acestora sau la mirosul tămâiei care era arsă peste tot în epoca respectivă. La fel și în iubire, chiar și în ziua de astăzi, mirosul este foarte important. În tot felul de feluri neașteptate, a existat un scandal în Japonia al bărbaților care aveau astfel de fantasme, încât se inventaseră automate cu chiloți folosiți care erau vânduți acolo, între timp au dispărut aceștia. Dar e iarăși vorba de senzualitatea mirosului, care este foarte importantă în Japonia, pentru că japonezii iubesc cu pasiune toate mirosurile. Dacă mergeți la Tokyo, în piața de pește, peștii sunt ținuți în arvarii mari, ei sunt în spatele sticlei, dar îți dau impresia de ocean, pentru că mirosul lor e foarte puternic. Deci mirosurile mă fascinează, continuă să mă fascineze. Nu cred că trăim într-o lume aseptică cu totul, chiar dacă ea devine din ce în ce mai epurată, dar mirosurile adevărate continuă să reziste. De exemplu, eu, care trăiesc la țară, am această pasiune pentru mirosurile autentice. De exemplu, iau o pasăre căzută din cui și îi simt mirosul care este foarte pur și foarte emoționant. Am de asemenea o pisicuță care are un parfum al inocenței. Când se așează undeva, știu sigur unde s-a așezat numai după miros. Vreau să mai spun că niciun miros nu repugnă, orice miros cred că este bun și autentic. Niciodată nu am înțeles de ce se spune uneori că ceva miroase urât, că toate mirosurile au dreptul de a exista, deci mă gândesc cumva să propun